într-adevăr să avem în inimă un dor de cer. De uneori avem mai mult dor de pământ decât de cer. Așa, această dimineață, Dumnezeu să ne trezească dorul de cer. Cuvântul care a fost citit se citește mai rar din Luca. E o listă de 4 fericiri. În Matei avem 9 fericiri. Tema mesajului de astăzi este fericirea în lumina Bibliei. Tot mai mulți oameni sunt nefericiți, uneori și în biserică, nu mai zic de societate. Sunt milionari nefericiți care se sinucid. Actori celebri care se sinucid. Și să ne uităm că am avut în Bihor și caz de păstor care se sinucis. Nefericirea pune stăpânire pe inimile multora. Dar Dumnezeu vrea să fim fericiți. Să știți, Dumnezeu vrea să fim fericiți. Dar ce vrem să vedem? Cum e fericirea în lumina Bibliei? Ce zice Biblia despre fericire? Că oamenii ce zic? Pentru mulți fericirea este să mâncăm și să bem. Asta e fericirea. Dar nu e o fericire adevărată asta. Tema este vastă, fericirea în lumina Bibliei. De ce o să iau o carte din nou, o carte din vechiu, o carte din nou, o carte din vechiu, să vedem ce zice cartea aceea despre fericire. Nu luăm toate referințele din cartea aceea despre fericire, luăm selectiv și apoi încercăm o concluzie la fiecare carte și o aplicație practică. Prima carte este Apocalipsa. E singura carte din Biblie care spune fericit de cine citește cuvintele acestei prorocii. Și noi neglijăm Apocalipsa. Ferice, zice în Apocalipsa 1 cu 3, de cine citește. Dar simplu fapt că citești. Sunt mai multe fericiri în Apocalipsa. Surprinzător. Și cine citește și păzește cuvintele acestei prorocii. De ce ne fericește citirea Apocalipsei și păzirea Apocalipsei? Pentru că viitorul va fi un viitor greu. Viitorul care urmează nu va fi ușor. Și ne întrebăm, oare putem să fim fericiți în viitor? Oare nu trebuie să ne lăsăm speriați de fiare, de balauri? Nu. Putem să fim fericiți în viitor. Acesta este mesajul Apocalipsei. Putem fi fericiți în prezent și fericiți în viitor. O altă fereastră pe care o deschide Domnul în insula Patmos, Ioan era exilat în insula Patmos pentru credință, erau cariere de piatră acolo, în insula Patmos erau duși oameni indezirabili pentru Imperiul Roman, oameni care creau probleme. Ioan era pe sfârșitul vieții lui. Mulți au murit pe vremea lui Nero, aruncați la lei, unii au avut altă moarte, Roma era aprinsă de Nero și a dat vina pe creștini. Și atunci mânia populației a fost pe creștini. Și mureau. Mâncați de animale sălbatice și nu numai. Și Ioan are această descoperire în Patmos, în Apocalipsa 14 cu 13. Ferice de morții care mor în Domnul. Poate fi fericire în problema asta morții. Uite că Ioan are o vedenie și aude vocea. Ferice de morții care mor în Domnul. Ei se vor odihni de ostile lor, căci faptele lor urmează. Dragii mei, trebuie să privim moartea celor credincioși și cu o fericire. Până la vederea din Patmos nu era această observație. Doar în Apocalipsa vedem ferice de morții care mor în Domnul. De aceea, chiar dacă ne doare când mor cei dragi, dacă au fost credincioși, avem speranța revederii. Dumnezeu să ne dea această speranță la fiecare dintre noi. Sunt unii care suferă încă. L-a murit cineva drag din familie, încă suferă. Sunt unii care se întorc la Domnul în ultimele clipe de viață. Cum am avut pe doamna profesoră de istorie, doamna Oros, la liceul Betel, în ultimele zile de viață s-a întors la Domnul, s-a botezat și categoric a avut această bucurie a mântuirii.
Este bine când te poți întoarce și pe patul de spital și în ultimele zile, dar nu știm. De aceea astăzi este ziua mântuirii. Și dacă nu ești întors la Dumnezeu, suflete drag, așa să te întorci astăzi. Pentru că nu știi când mori. Că dacă nu mori în Domnul, ci mori nemântuit, nu mergi în rai. Nimeni nu te poate pune în rai. E foarte important să nu glumim cu destinul nostru viitor. Ferice de morții care mor în Domnul se referă doar la cei care au pe Domnul Iisus în inimă, care au împărăția lui Dumnezeu în inimă lor, au pe Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ei sunt morții care mor în Domnul. Ceilalți, chiar dacă sunt religioși, dacă nu au pe Iisus în inimă, ei nu sunt morți în Domnul. Foarte important să ai pe Domnul în inimă, că atunci vei muri în Domnul. E altă fericire pe care o prezintă Apocalipsa, este o fericire actuală și valabilă pentru noi astăzi, Apocalipsa 16:15. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol, să-i se vadă rușinea. Ferice de cel ce își păzește hainele. Diavolul vrea să ne murdărească tot mai mult hainele sufletului. Și trebuie să ne păzim. Domnul să ne dea înțelepciune să ne păzim hainele. Este să înțelepciune în vremurile actuale să-ți păzești hainele. Și mai ales pe internet, e atâta minciună despre unii și despre alții. Ferice de cel ce-ți păzește hainele. E datoria mea să îmi păzesc hainele sufletului, dragi. Nu e datoria îngerilor. E datoria mea. Ferice de cel ce îți păzește hainele. Eu trebuie să îmi păzesc hainele. De aceea trebuie să cer înțelepciune de la Dumnezeu. Doamne, dă-mi înțelepciune să îmi păzesc hainele sufletului. Dacă nu păzesc hainele, ușor mă pot murdări. O altă fericire pe care o prezintă Apocalipsa. Apocalipsa 19:9. Ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Ce vreau să mă opresc? Va fi o nuntă în cer. Și Mircea Eliade a vorbit de nuntă în cer, dar nu era vorba de nunta asta. Din perspectiva biblică. Va fi o nuntă în cer. Mireasa Domnului. Biserica care s-a cumpărat prin sângele Domnului. Și spune, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Te gândești la nunta asta din cer, unde ești chemat? Pentru că dacă știi că ești chemat, va trebui să ai hainele de nuntă. Și care sunt hainele de nuntă? Faptele bune ale sfinților sunt hainele de nuntă. Încă o motivație pentru fapte bune, că la unii le lipsește motivația. Ce să fac fapte bune? M-am plictisit să fac fapte bune. Ești chemat la ospățul nunții mielului. Faptele bune sunt acele haine. Dumnezeu să ne ajute să nu obosim în facerea binelui. Să facem fapte bune în continuare. Unii obosit. Fie astăzi să fie înviorați. Nu ați gândit că Apocalipsa să fie așa o carte a fericirii? Fericiri. Vezi, nu doar Matei, nu doar Luca. Biblia prezintă fericirea ca o posibilitate pentru fiecare dintre noi. Apocalipsa 20:6. Fericiți sunt sfinți cei ce au parte de întâia înviere. Aici vreau să corectez o greșeală de mentalitate. Unii poate sunt influențați de picturile din nordul Moldovei, de la mănăstiri. Care, unele picturi nu sunt neapărat după Biblie. Prezintă o singură judecată de apoi. Dar Biblia nu vorbește despre o singură înviere. Este întâia înviere. Și apoi spune că după 1000 de ani au înviat ceilalți morți. Deci să fim atenți că nu este o înviere generală. Biblia spune adevărul. După 1000 de ani au înviat ceilalți morți. De aceea zice, ferice de cei ce au parte de întâia înviere. Ne gândim la asta? Că dacă avem pe Hristos în inima noastră, avem parte de întâia înviere? Așa să ne bucurăm mai mult de mântuire. Apocalipsa ne îndeamnă să ne bucurăm mai mult de mântuire. Ne spune Domnul Iisus, bucurați-vă că aveți numele scris în ceruri. Dă-mi voi să te întreb, când te-ai bucurat ultima oară că ai numele scris în ceruri? Te-ai bucurat? Sau măcar te-ai bucurat vreodată în viață? Noi trebuie să ne bucurăm. Cuvântul să aducă bucurie în noastră că avem numele scris în ceruri, că vom avea parte de întâia învierii. Fericiți sunt sfinți cei care au parte de întâia învierii. Și acest șirac de fericiri se termină Apocalipsa 22:14. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții să intre pe porți în cetate. Ce înseamnă să-ți speli hainele?
Nu mai suntem în secolul XIX să ne spălăm hainele la râu, nu? Mașina de spălat spală hainele. Dar nu se referă la spălarea hainelor fizice. Ferice de cei ce spală hainele se referă la hainele sufletului. Așa cum spune, ferice de cei ce păzesc hainele sufletului. Mare accent pune Apocalipsa pe hainele sufletului. Care spală hainele sufletului vor intra la pomul vieții pe porți în cetate. Care e criteriul să intri în cer, să speli hainele sufletului? Cum îți speli hainele sufletului? În sângele mielului. Nu avem alt detergent. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Dragii mei, e fericire să intri pe porți în cetate. Aici, ca și concluzie la fericire din Apocalipsa, prezintă fericire prezentă, să-ți păzești hainele, și prezintă mai multe fericiri viitoare. Ospățul nunții mielului, întâia înviere, să intri pe porți în cetate. Apocalipsa prezintă fericiri viitoare și noi trebuie să ne hrănim inima cu fericirile viitoare, nu doar fericirile prezente. Eu schemat la nunta mielului, eu voi aparte de întâia înviere, eu voi intra pe porți în cetate. Lucrul acesta trebuie să aducă bucurie în prezent. Biserica Ortodoxă dintr-o țară, așa tacit, a interzis la preot să predice din Apocalipsă. Credincioșii nu sunt încurajați să citească Apocalipsă. Este învățătura diavolului, pentru că ce zice Biblia? Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Unii sunt fals, cu falsă smerenie. Eu n-am ajuns, frate, eu nu mă pot apropia de Apocalipsă, nu sunt suficient de matur. Dar fii atent, Apocalipsa e pentru toată biserica și pentru cei maturi. Iar unii fac din Apocalipsa loterie. Iisus vine în anul cu tare, în anul cu tare, nici ăștia. Deci trebuie să ne apropiem cu inimă smerită și în primul rând să vedem pe Hristos în Apocalipsa. Nu accent pe fiară și pe balaur, pun accent pe ăștia secundari. Hristos este învingător. Dragii mei, hai să punem o aplicație practică din tot ce a fost despre fericire, aș vrea să aleg o aplicație practică. Ferice de cel ce îți păzește hainele. Ți-ai păzit hainele? Hainele sufletului? Cât de murdare sunt hainele sufletului? Fiecare știe în dreptul lui. Sunt unii care nici măcar nu știu, că nu mai sunt sensibili la păcat. Duhul Sfânt să ne lumineze. Care-i starea hainelor sufletului? Ne-am păzit hainele sufletului? Cât de murdare sunt hainele sufletului? Fie o dimineață curățirii hainelor sufletului, prin sângele mielului. Că ce ferice de cel ce spăzește hainele. E o fericire în păzirea hainelor sufletului. Eu trebuie să veghez la păzirea hainelor. A doua carte, iau o carte din Vechiul. Fericirea în Ezra. Spune în Ezra 8:21, acolo la râul Ahava, am vestit un post de smerenie înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru ce era al nostru. În Biblie avem metafora asta, viața egal cu călătorie. Când Iacov a fost dus în fața lui Faraon, Faraon l-a întrebat de vârstă. Și Iacov zice, anii călătoriei mele. Anii călătoriei mele. Adică se referă la viața lui ca o călătorie. Păi spune în Noul Testament că suntem călători pe acest pământ. Deci viața este o călătorie. Și în Ezra citim că au postit pentru o călătorie fericită. Viața poate fi o călătorie fericită sau o călătorie nefericită. Dar pentru mulți o călătorie nefericită. Dumnezeu vrea ca viața ta să fie o călătorie fericită. O călătorie fericită să fie viața ta. Dar hai să vedem care e rolul postului. Ezra a postit la râul Ahava, post de smerenie și a cerut o călătorie fericită. Dragii mei, observ că în ultima perioadă se neglijează postul. Dar mai mult o confesiune pentecostală din Italia consideră postul ca un obicei catolic. Și atunci nu încurajează deloc postul. Interpretarea greșită a Bibliei. Spune Domnul Iisus, când mirele va fi luat de la ei, ce va face mireasa? Vor posti!
Pavel spune în postura adesea. Apoi spune în Evanghelie că un soi de dragi nu este decât cu rugăciune și cu post. Postul trebuie să facă parte din viața noastră. Un subiect de post să fie să avem o călătorie fericită. Cum Ezra a postit pentru o călătorie fericită, să postim și noi. Doamne, dă-mă călătorie fericită a vieții. E o legătură între post și fericire. Apropo de rezultatele la BAC, știți câți părinți au postit pentru asta? Mulți. Elevii au postit, grupuri de elevi, au făcut lanț de post. Contează puterea postului pentru toate problemele vieții. Dumnezeu să ne ajute. Dar nu e ușor să postești vara. Nu e ușor să strigi la Dumnezeu. Dar vreau să te încurajez în ce spune predica de pe munte, despre care a pomenit fratele Liviu. În predica de pe munte spune, postește tatălui tău care vede nascuns și tatăl tău care vede nascuns ce va face? Îți va răsplăti. Ai văzut? Îți va răsplăti. Postul va fi răsplătit. Noi postim înaintea Tatălui Ceresc. Dumnezeu să ne reîntărească în post. Și ca și Ezra să strigăm la Dumnezeu. Concluzie, călătoria fericită depinde și de postul lor. S-au smerit cu post și au cerut o călătorie fericită. Am văzut că metafora călătoriei este pentru toată viața. Ca să avem călătorie fericită a vieții. Să folosim postul, să strigăm la Dumnezeu, Dumnezeu să ne călăuzească, Dumnezeu să ne lumineze. Treia carte, că iau una din noul, una din vechiul. Luăm Evanghelia după Luca. Spune despre Maria în Luca 1:48 că toate neamurile îmi vor zice fericită. De ce a fost fericită Maria? Noi o respectăm, o iubim pe Maria, nu ne închinăm la Maria. Deci nu suntem contra Mariei, cum zic unii. Voi sunteți sectanți contra Mariei. Cum să fiu contra Mariei? Nu sunt contra Mariei. Dar nu mă închin la Maria. E diferent să fii contra sau să nu te închin, să nu amestecăm lucrurile. Că unii, primul motiv pe care îl pun, că nu vin la biserică la evanghelizări, știți care este? Voi nu sunteți cu Maria. Ba da, suntem cu Maria. Cum să nu fim cu Maria? Mai nu ne închinăm la Maria. Trebuie să știm și ce să le răspundem. Maria a fost numită fericită. Știți de ce? Ascultat de Domnul. Ascultarea de Domnul te duce la fericire. De fapt, tot Vechiul Testament, asta este teza, ideea centrală. Asculți de Domnul, ești fericit. Unii vor să fie fericiți fără să asculte de Domnul, fără să asculte de poruncile Domnului. Iona nu s-a gândit că prin neascultare lui va fi nefericit. Categoric a fost nefericit în pântecele chitului, nu? Ce fericire acolo, când sucul gastric al peștelui te tulbură și fața cred că i s-a desfigurat la Iona. Neascultarea duce la nefericire. Ascultarea duce la fericire. Doamne, ajută-ne să fim ascultători de Tine. Că societatea actuală e de neascultare, de rebeliune. Când se fac aceste marșuri LGBT, ei nu le fac doar pentru drepturile lor. Ei își batjocoresc creștinismul. Interesant. Au voie să batjocorească creștinismul, tu n-ai voie să-i critici. Sunt în lume marșuri din astea LGBT în care își bat joc de cruce. Își bat joc de chipul lui Iisus. Asta nu mai are. Asta e deja ură, bat joc ură, dar și că numele drepturilor lor totul e permis. Dacă tu îi critici ușor, unii își pierd slujba pentru o simplă critică. Trăim într-o lume a răului. Dar dacă suntem ascultători ca Maria, Dumnezeu ne va binecuvânta. Dumnezeu să ne dea ascultare. Iubim pe toți oamenii, dar nu suntem de acord cu păcatele lor. Și Luca prezintă patru fericiri în Luca 6. Prima fericire este fericire de voi care sunteți săraci pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. E o categorie vulnerabilă, categoria săracilor. Dar nu devii partea împărăției că e sărac. Nu te mântuiește pe tine sărăcia. Te mântuiește Hristos. Dar vreau să spună Luca, chiar dacă ai fi sărac, și ai pe Hristos, ești fericit. Știți de ce? Bucurați-vă în Domnul totdeauna, nu? Indiferent de situație. Azi poți să fii sărac, mâine poți să fii bogat. Nu sărăcia te fericește, ci Hristos te fericește.
Dar poți să fii fericit și în această situație. A doua situație vulnerabilă. Fericiți de voi care sunteți flămânzi acum, pentru că voi veți fi săturați. Nu ne aduce fericirea să fii înfometat. Ne aduce fericire binecuvântarea lui Dumnezeu, care poate sătura orice om flământ. Care poate sătura orice om flământ. Și să nu uităm că am fost implicați în binecuvântarea celor din Ucraina. Să nu uităm că Betelul a fost implicat. Apoi am fost implicați în binecuvântarea celor din Turcia, care au suferit în urma cutremului. Înaintea lui Dumnezeu contează astea. Că ai avut grijă de cel flământ. A treia categorie vulnerabilă este categoria celor ce plâng. Fericiți de voi care plângeți acum, pentru că voi veți râde. Plânsul nu aduce fericire în sine. Dar mila lui Dumnezeu care ne oprește lacrimile aduce. Dumnezeu să oprească orice lacrimă din ochii tăi. Dumnezeu să aducă veselia în ochii tăi. Pentru că fericirea este când Dumnezeu îți oprește plânsul. Știți ce zice în Apocalipsa la Ioan? Nu plânge. Unul din bătrâni zice, nu plânge, că Ioan plângea ca un copil. Nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda a biruit. Motivul nostru să ne oprim plânsul în durerile vieții este că Iisus este la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Ăsta e un motiv. Nu îi zice așa la Ioan, nu plânge că o să fie bine mâine. Nu. Nu plânge că leul, că Iisus a biruit. Ăsta e motivul pentru care se oprește lacrimile. Că Iisus este biruitor. Și pentru noi motiv să ne oprim lacrimile este că Iisus este biruitor. Slăvit să fie El. Nu avem alt motiv mai bun. Și a patra categorie vulnerabilă este cei ocărâți. Pe aici de voi când oamenii vor urâ, vor izgoni dintre ei, vă vor ocărâ, vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina Fiului Omului. Reacția voastră să fie de bucurie. Răsplata voastră este mare în cer. Oamenii vă vor izgoni. Pentru credință. Să știți că în lumea occidentală poți să fii izgonit pentru credință. Pentru o vorbă. Un medic din Marea Britanie a fost dat afară din serviciu pentru că s-a opus operației de schimbare a sexului. Unul era bărbat, vrea să fie femeie, nu? S-a dus la medic. Medicul era competent, n-a făcut, gata. S-a dat afară, izgonit. Că nu-i cu drepturile omului. Dar știți care e marea înșelătorie cu schimbarea sexului, cu operațiile de schimbare a sexului? Cromozomii nu-i pot schimba. Genetic tot bărbat rămâi. Și atunci? E înșelare. În Suedia, unul a spus acest adevăr științific, l-au dat afară, era profesor, cadru universitar, l-au dat afară. Izgonire, vedeți? Izgonire. Să nu crezi că izgonire este doar la lumea musulmană. Izgonire începe în lumea occidentală, pentru că spui adevărul. Dar e o categorie vulnerabilă să fii izgonit, să-ți pierzi pâinea. Ce zice Iisus? Ferice când vă vor izgoni. Acum nu va merge bine, dar veți avea răsplată mare în ceruri. Deci oricât de mult ai schimba prin operație sexul, cromozomii nu-i schimbă. Diferiți la bărbați și la femeie, genetic e diferență, deci nu se poate schimba. Poți doar să te înșeli. Unii nu mai țin cont nici de știință, ideologia, neomarxistă. Vă vor izgoni, zice. Doamne, învață-ne să ne bucurăm în orice situație. Asta este învățătura din Luca. Și o altă fericire din Luca spune ferice mai degrabă, în Luca 11 cu 27 și 28, de cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Cineva îi zice lui Iisus, ferice de pântecele care te-a purtat, de sânii pe care ai supt, adică ridica în slăf pe Maria. Știți care e răspunsul lui Iisus? Nu ridica în slăf pe Maria. Zice, ferice, în Luca 11 cu 28, ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Deci mai mult decât fericirea Mariei, e fericirea oamenilor care trăiesc după cuvântul lui Dumnezeu. Și Luca mai continuă un alt aspect al fericirii. În Luca 14 cu 14, aici se referă la activitatea de binefacere.
Spune Luca 14:14, va fi ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor nepriniți. Faci o binefacere oamenilor care n-au cu ce să te răsplătească. Fiți atenți că un pahar de apă e notat. Orice faptă bună făcută e notată. Așa să nu fim obosiți în facerea binelui. Așa Dumnezeu să ne mobilizeze din nou să facem fapte bune. Cum spune în Tit, să fiți cei din tâi în fapte bune. Noi, pocăiții, trebuie să fim cei din tâi în fapte bune. Locul 1 la fapte bune. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dar știți, uneori când facem fapte bune, la ce ne așteptăm? Să ne facă plecăciuni oamenii. De 7 ori mi-ai făcut o faptă bună. Deci să ne mulțumesc. Dragii mei, să facem fapte bune fără plecăciuni. Dacă ne mulțumesc bine, dacă nu, nu. Și ce zice Domnul Iisus? Ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Vom avea răsplătiri la învierea celor neprihăniți pentru fiecare faptă bună făcută. Unii nu ne pot mulțumi, nici măcar nu ne pot da înapoi nimic. Când am fost în Africa, în Mozambic, ne-am dus cu saci de orez, ulei, unelte agricole și stăteau la coadă cei din tribul Sena, cum stăteau românii la coadă la ulei pe vremuri. Am crezut că trăiesc anii 80 din România, știi? Stăteau la coadă după ulei, le dădeam ulei, erau după mare cataclism. Ce răsplătire! Că abia trăiau de azi pe mâine. Așa să răsune în urechile noastre această învățătură. Ferice va fi de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Vine o înviere! Învierea celor neprihăniți. Și atunci ți se va răsplăti. Dumnezeu nu rămâne dator, dragii mei, nu rămâne dator. Și să nu mai așteptăm atâtea mulțumiri pentru faptele bune pe care le facem. Atâtea plecăciuni, atâtea mulțumiri, atâtea scrisă. Dacă primești bine, dacă nu, nu. Tu, în primul rând, ai făcut fapta bună pentru Domnul. Rețineți, noi facem fapta bună pentru Domnul. Aici, în Bihor 1, a avut neobrăzarea să ceară înapoi banii pe care i-au dat pentru construcția bisericii. S-a supărat pe biserică și a dat în banii înapoi. Păi, dar tu nu pentru Domnul ai dat. Pentru ce ai dat? Ai dat pentru Domnul. Da, dar ai dat pentru Domnul. Și nu să cer banii de construcție înapoi. Aici se vede că inima n-a fost bună. A vrut pentru mulțumiri, pentru aplauze. Cum să-ți ceri? Dacă ai dat o dată pentru construcția biserică, cum să ceri bani înapoi când te-ai supărat pe biserică? Nu vei mai primi nicio răsplătire la învierea celor neprihăniți. Poate nici nu vei ajunge la învierea celor neprihăniți. În Luca continuă această prezentare a fericilor și dă un alt motiv de fericire. E mai greu textul din Luca 23:28. E un text mai greu și spune: Fiicele Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri, căci iată vor veni zile când se va zice, Luca 23:29, ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut și de sânii care n-au laptat, atunci vor începe să zică munților, cădeți peste noi și dealuri, acoperiți-ne! Și dacă se fac aceste lucruri, copacul ierde, de ce să face lui uscat? Vin vremuri atât de grele, se referă la fiicele Ierusalimului. Ierusalimul va fi invadat din nou de oști, zice Biblia. Când vor fi fericiți cei care n-au copii care să moară. E cruntă această afirmație, că noi iubim copiii. Ferice de pântecele care n-au născut. Va fi vremea când vor striga, cădeți peste noi și acoperiți-ne. Și aceasta o fi fericire. Interesant cât de bine vede Domnul viitorul. În viitorul crunt, aici se referă la fiicele Ierusalimului. Și asta este o fericire. O concluzie la Luca din toate fericirile, așa să iau o fericire și cu aplicație practică. Ferice va fi de tine că cei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Vreau să te întreb, tu cu ce vei fi răsplătit la învierea celor neprihăniți?
Dacă n-ai făcut nimic, dacă doar pentru tine ai luptat, n-ai făcut fapte bune pentru alții, cu ce vei fi răsplătit? Te vei uita în stânga și dreapta și zici, vai de mine, păcat, că atunci când eram pe pământ trebuia să fac de bune și n-am făcut. Ce să se răsplătească? Nu are ce să se răsplătească. Să observe o lenevire la fapte bune a poporului Dumnezeu, o lenevire la evangelizare, o lenevire la fapte bune. Dumnezeu să ne mobilizeze, să ne reînvioreze. Este fericire în a face fapte bune. Să mergem la altă carte, că luăm una din vechi, una din nou. Și acum urmează să iau o carte din vechiul. Fericirea în psalmi. Psalmii sunt o carte extraordinară a fericirii. Nu vom lua toate versetele despre fericire. Vreau să iau, pentru început, psalmul 1. Fericit omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu? Nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor bărjocoritori. Adică fericirea de a nu face ceva. Noi mereu ne gândim fericirea în termeni să fac, să fac, să fac. Uite că acum să nu fac. E fericire să nu faci anumite lucruri, să te abții de la anumite lucruri. Înseamnă fericire. Și care e primul lucru de care se abții? Nu te duci la sfatul celor răi. Este sfatul celor răi. Care e sfatul celor răi? Care te îndeamnă să faci lucruri contra Bibliei. Ăsta e sfatul celor răi. Am auzit despre o mamă care și-a încurajat fiica să se mărite. Dar nu era important să fie pocăit și să fie bogat. Ăsta e sfatul celor răi. Asta nu e iubire, sfatul celor răi. Adică nu contează că e pocăit sau nu, să fie bogat. Ea era pocăită, frate. Domnul să ne păzească. Cine știe cu câte sfaturi rele ne hrănim? Sfaturi rele în televiziune, sfaturi rele pe internet. Unii sunt... Unii nu-și dau seama că sfaturi rele, să știți. Cad în capcana sfaturilor rele. Dar nu ești fericit. Fericit de cine nu se duce la sfatul celor. Doamne, dă-ne înțelepciune să ne dăm seama ce-i sfat rău. Multe sfaturi rele sunt și online. Apropo de inteligența artificială, se încearcă planificarea inteligenței artificiale să fie o planificare neomarxistă. Deci la asta se lucrează. Sfaturi neomarxiste, deci nu pe egalitate, nu pe stil democratic. În Italia, un om a început să ceară sfaturi, era în depresie, să ceară sfaturi de la inteligența artificială. Sunt site-uri controlate unde poți să ceri sfatul unui robot, hai să zic în alți termeni, sfatul unui robot cu inteligență artificială. Știți ce a fost sfătuit italianul să facă în depresie? Să te sinucizi! Asta a fost soluția, să te sinucizi! Și s-a sinucis. S-a sinucis. Sfatul celor răi. Deci să fim foarte atenți, nu orice sfat de la roboții cu inteligență artificială sunt sfaturi bune. Este planificat să dea pe linie neomarxistă majoritatea dintre ei la ora actuală. E sfat, băi, nu se dau sfaturi bune, nu se dea sfaturi în linia de stânga radicală. Nu se dea, nu se echidistanți. Așa s-a planificat să fie pe linia asta. Pe președintele Americii, Biden, pe față urmărește chestia asta să fie inteligența artificială programată să dea răspunsuri pe linia stângii radicale. Nu se mai ascund oamenii. Fericit de cine nu se duce la sfatul celor. Trebuie să avem discernământ. Pentru că nu o să fim fericiți. Fericirea de a zice nu sfatului rău. Domnul să ne ajute să zicem nu sfatului rău. Un sfat rău te poate ucide. Cum l-a ucis pe acest italian. O ascultat. O zis robotul, ești în depresie, să te sinucizi, să te sinucizi. Sunt mare scandal în Italia pe chestia asta. Nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului, zi și noapte cugetă legea Lui. Fericirea de a cugeta zi și noapte legea Domnului. Dragii mei, Biblia nu este doar pentru predicator. Biblia este pentru fiecare credincios. Mai întreb eu, mai cugetăm zi și noapte? Sau mai mult timp avem pe rețele decât cu Scriptura?
zi și noapte cugete legea Lui. Știți conform Efeseni 6, care e sabia Duhului Sfânt? Cuvântul Lui. Vom fi un popor care nu va mai lupta. Pentru vremurile care vor veni nu vom mai ști să luptăm, pentru că nu mănuim sabia Duhului Sfânt. E în creștere analfabetismul biblic fantastic. Ce în creștere? Noi trebuie să ne apropiem de cuvânt dacă vrem să supraviețuim ca popor răscumpărat. Zi și noapte să cugetăm la legea Lui. Știți de ce evrei sunt poporul numărul unu? La premiile Nobel, poporul la foarte multe lucruri, inovații și altceva. Sunt învățați de copiii mici să cugete la Tora. Cugetă! Cercetează, scriu, cugetă la Tora. Noi că suntem creștini, sunt creștini care n-au citit în viața lor Noul Testament, de la cap la coadă. Dar știți că sunt musulmani, foarte mulți care memorează tot Coranul. Nu poți intra la anumite specializări, la universitățile musulmane, dacă nu știi Coranul pe de rost. E fericire în a medita la Cuvântul lui Dumnezeu. Să devenim poporul care ia sabia Duhului și luptă cu sabia Duhului. Psalmul 2:12, feriți de toți cât se încred în El. E fericirea asta să te încrezi în Dumnezeu. Acum, să te încrezi în Dumnezeu în orice vreme? Da, în orice vreme. Nu odată am fost la frontiera morții. M-a salvat ca să-mi păstrez, să nu iau raznă, m-a salvat încrederea în Dumnezeu, că Dumnezeu stă pe tron. Orice s-ar întâmpla, Dumnezeu stă pe tron, slăvit să fie El. Și El poate interveni dacă vrea. Noi trebuie să spunem ca și cei trei tineri în cuptorul de foc. Dumnezeu poate să ne scape. Dar chiar dacă nu ne-ar scăpa, noi vom fi alături de El. Dar sunt unii care, dacă Dumnezeu nu-i vindecă, nu mai iubesc pe Domnul. Dacă Dumnezeu nu le dă ce... Nu. Și dacă Dumnezeu nu ne răspunde la rugăciuni, vom rămâne lângă Dumnezeu. Mi-a plăcut gândirea celor trei tineri în cuptorul de foc. Vom rămâne. Ne încredem în Dumnezeu. Sunt model de încredere în Dumnezeu. Nu știu prin ce treci la ora actuală. Nu știu prin ce furtuni treci. Nu știu prin ce valuri treci. Nu știu prin ce furtună treci. Dar să-ți păstrezi încrederea în Dumnezeu. Că Dumnezeu poate interveni. Și chiar dacă nu intervine, tu rămâi alături de Dumnezeu. Un alt psalm în care se prezintă fericire este psalmul 32:1. Ferice de cel cu fără de legea iertată. Iertată, păcatul. Unii nu pot să doarmă, iau medicamente. Păcatul e... Ferice de cel cu fără de legea iertată. Omul care n-are fără de legea iertată este nefericit, dragii mei. Poți să-ți ascunzi păcatul cât vrei, dar ești nefericit. Doar păcatul iertat aduce fericire. Și vreau să trag concluzia asta din cartea Psalmilor. Păcatul iertat aduce fericire. Păcatul nemărturisit, păcatul de care nu te-ai lăsat, aduce nefericire. Oricâte tehnici de psihologie ți-ai lua. Eu sunt mii de cărți despre fericire, dar majoritatea sunt pe lângă Biblie. Și zic, cu tehnici de psihologie poți să fii fericit. Poți să păcătuiești cât vrei, mai să repeți în neștire, nu? Sunt fericit, să ai această autohipnoză. Este o fericire din aceasta fără substanță. Ferice de cel cu fără de iertată. Acum dă-mi să te întreb, tu ai fără de legea iertată? Ai? Cât timp vrei să mai mergi cu păcatul în sufletul tău? De ce nu zici în dimineața asta, Doamne, iartă-mă! Doamne, vreau să mă opresc din păcat! Pentru că îmi spui ferice de cel cu fără de legea iertată. De ce neferice de cel cu fără de legea neiertată? Voi rămâne nefericit! Oricât de frumos știu să mă rog, tot nefericit rămân! Și oricâte fapte bune fac, tot nefericit rămân. Că știți, mulți încearcă să-și acopere păcatul cu fapte bune, dar nu merge la Dumnezeu. Faptele bune sunt fapte bune, iertarea păcatului, iertarea păcatelor. Cred că la Petrică la Scău a venit unul cu o sumă mare de bani, donație. Petrică zice, ce ai păcătuit? Adică, în mintea unora, când păcătuiesc, încerc să fac fapte bune. Nu, fapte bune să faci cu inima iertată, cu păcatul acoperit. Dumnezeu să ne ajute la asta. Psalmul 41, în mod deosebit,
ne introduce într-o altă lume și vreau să citesc din Psalmul 41, pentru că așa începe Psalmul acesta. Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac. Vedeți că sunt mai mulți psalmi care încep cu ideea asta. Ferice. De cel ce îngrijește de cel sărac. Adică îți pasă și de cel sărac. A fiți atenți ce promisiune face Dumnezeu. Face o promisiune extraordinară. Ferice de cel ce îngrijește de sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îi izbăvește. E prima promisiune, că dacă tu îngrijești de sărac, Dumnezeu îți dă izbăviri. A doua promisiune. Domnul păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu îl lași la bunul plac al vrăjmașului. El este fericit pe pământ. Dărâind altuia, făcând bine altuia, se întoarce bumerang. El este fericit pe pământ, cel ce îngrijește cel sărac. Cred că poartă de grijă la oamenii vulnerabili. Și acum urmează ceea ce pe mine mă șochează cel mai mult. Versetul 3. Domnul îl sprijină când este pe patul de suferință, îi ușurez durele în toate bolile lui. Ce zici de asta? Îți ușurează durele în toate bolile tale. Te-ai gândit la asta? Tu îngrijești de sărac și Domnul promite că îți ușurează toate durerile și toate bolile. Poate că pe lângă rugăciunea pentru bolnavi ar trebui să ne și gândim când suntem bolnavi. Am îngrijit de cel sărac. Adică Domnul își poate ține promisiunea din Psalmul 41:3. Domnul îl sprijină când este pe patul de suferință. Îi ușurez durele în toate bolile lui. Că dacă tu n-ai îngrijit de cel sărac, ce promisiune să împlinească Domnul? Nu-ți poate ușura suferințele. Mi se pare foarte tare versetul acesta. Legătura între vindecare și grijă față de cei săraci. Vedeți? Este o legătură între a purta de grijă și vindecare. Un alt psalm, mulți psalmi prezintă ideea de fericire, iar ar fi neplăcut pentru noi psalmul 94:12. Ferice de omul pe care îl pedepsești tu, Doamne, și pe care îl înveți din legea ta. Adică ferice de cel pedepsit de tine. Și în evrei este ideea asta de Dumnezeu își pedepsește copiii. Este fericire în pedeapsă? La prima vedere nu este nicio fericire. Dar dacă analizăm mai adânc rolul pedepsei, conform evrei, să ne facă părtași sfințeniei lui. Când ne pedepsește Domnul, vrea să ne facă părtași sfințeniei lui. Răbdați pedeapsa. Domnul se poartă ca și copiii lui. Ferice de cel pe care îl pedepsești tu. Poate treci printr-un moment de pedeapsă. Nu trebuie să ne grăbim să spunem că Domnul pedepsește, că uneori ne grăbim. Am avut un accident, Domnul a pedepsit. Nu e adevărat. Pavel a avut accidente cu corabia, cel puțin 3 în adâncul mării. Nu a fost pedeapsa Domnului pentru Pavel. Deci, asta nu putem să știm dacă l-a pedepsit sau nu Domnul. Trebuie să... Deci, când are un om accident, o problemă, nu înseamnă că Domnul l-a pedepsit. Domnul știe dacă l-a pedepsit sau nu, sau știe omul acela. Dar nu trebuie să ne grăbim noi cu judecata. Și în Psalmul 146:5, ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeu. Noi vrem să cerem ajutorul lui Dumnezeu în toate lucrurile. Dumnezeu să ne ajute. O concluzie din psalm și o aplicație practică. Aș lua asta. Ferice de cine îngrijește de sărac. Când bolile lui, tu l-ajuți, Doamne. Și îl faci fericit pe pământ. Când ne închidem în noi înșine și nu avem grijă decât de noi, suntem nefericiți. Când ne deschidem, un mare miliardar american, atât de bolnav era, cred că nu mânca decât pâine prăjită și ceva. Atât. Nu mai putea mânca nimic. Era foarte bolnav. Până a început să ajute pe cei săraci, a început să se ocupe de oamenii. S-a vindecat! Vrut să mănânce orice. S-a vindecat! Și dă sfatul alții. Asta e o soluție. Nu te închizi în tine însă, că s-a închis doar în el. Nu-i păsat de nimeni. Și când a ajuns la limita asta, că nu mai putea mânca aproape nimic, a început să ajute pe alții și și-a recăpătat sănătatea și dă sfat alții. Și ajutați pe alții. Ajutați pe alții. Ajutând pe alții să le sfrânge binele și asupra voastră. Să luăm din Noul Testament fericirea în Iacov. Iacov 1:12 spune, ferice de cel ce rabdă ispita. Toți suntem ispitiți, dar nu toți răbdăm ispita. Unii cedăm la ispita.
Să știți că ispitele sunt de mii și de mii de feluri. În antichitate, unii participau la olimpiadă, atleți. Știți cum erau ispitiți? Erau oameni bogați care aruncau monede pe pistă. Atunci, unii pur și simplu se aplecau să ia monedele și nu mai terminau cursa. Că deau în ispită. Ferice de cel ce rabde ispita. Dumnezeu să ne ajute să răbdăm ispita. Ispita trebuie răbdată. Toți vom avea ispite de toate felurile. Doamne, nu ne lăsați, Iisus ne-a învățat, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Doamne, ajută-ne să nu cădem în ispită. Știți că și oamenii mari pot să cădă. Uite, Iosua a fost un om mare, a căzut în ispită cu gaboniții. N-a întrebat pe Domnul, a fost înșelat. Ispita asta, înșelăciune, a fost înșelat. Secolul 21 va fi secolul înșelăciunii. Dumnezeu să ne păzească să nu cădem în ispită. Spune tot Iacov, că va fi în 1:25, fericită în lucrarea lui cel ce ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, iar în 5:11, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Cei ce au răbdat. Vreau să închei cu o carte a Bibliei, Fericirea în Isaia. Am oprit doar la câteva cărți, una din vechi, una din nou, să vedem fericirea în lumina Bibliei. Isaia era evanghelistul Vechiului Testament. Era un om de viță nobilă, aristocrat. Și vorbește despre fericire cum nu vorbește nimeni în Biblie. Este un verset care nicăieri nu se regăsește, sub forma în care zice Isaia, Isaia 48:18. Pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Fericire ca valurile mării. Adică un val de fericire, urmat de alt val de fericire, urmat de alt val de fericire. Deci poți în viață să ai o fericire ca valurile mării. Și ce zice Isaia? Cine? Cei care ascultă și păzesc cuvântul lui Dumnezeu. Vezi ce legătură este între fericirea ca valurile mării și păzirea cuvântului Dumnezeu? Dacă tu nici măcar nu citești cuvântul, știi așa, frânturi de cuvânt, ar trebui anual să citim. Măcar Noul Testament odată, dragii mei. Măcar odată pe an Noul Testament să-l citim. Dacă asculți de cuvântul lui Dumnezeu, fericirea ta va fi ca valurile mării. Îmi place ideea asta. Valurile mării. Fericirea ca valurile mării. Mai ales că acum e perioadă de mare, nu? Și unii văd marea și văd valurile. Vrei o fericire ca valurile mării? Vrei ca Dumnezeu să-ți dea o fericire ca valurile mării? Ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Și asta e concluzia concluziilor. Fericirea, asta e concluzia la toată panorama, să asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu te duce la fericire. Asta include totul. Toate referințele despre fericire. Cei săraci în duh, adică cei care se golesc de înșiși. Cei milostivi, ia. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem fericirea în lumina Bibliei. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni fericiți cu adevărat. Și să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Într-o lume nefericită, știți că un pocăit fericit e cea mai bună evangelizare? Cea mai bună evangelizare. Dacă tot ești mereu acru, tot mereu bombă, tu ești anti-evangelizare. Dar un pocăit fericit e cea mai bună evangelizare. În biserica primară, asta era cea mai bună evangelizare. Vedeau în ei pe Hristos, de aceea s-au numit cristianos, creștini. Se vedea Hristos în ei, se vedea bucuria mântuirii în ei. Un om fericit, cu asta termin, e cea mai bună evangelizare. Domnul să ne facă cea mai bună evangelizare. Amin.